Altă replică mi-a venit în minte, dintr-un film mare, comercial altfel, al lui Cameron, Titanicul. Filmul este comercial și cu multe detalii picanterești, tinerești, dar Cameron întotdeauna a așezat și un fir spiritual în filmele sale, și în Avatar chiar. Filmul începe cu replica, dacă vă amintiți, m-am apucat de povesti filme la mormântarea lui Camil, dar îi plăceau filmele bune. Începe cu replica armatorului care zice, acest vapor al meu nu poate fi scufundat nici de Dumnezeu. Și Dumnezeu avea altă părere și alt exercițiu, ca de obicei. Dar replica aceasta survine la sfârșit. Un violonist, orchestra a fugit și au rămas trei violoniști pe punte, în apă până la genunchi. Și au cântat, amintiți-vă ce, instrumental. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de greu ar fi necazul meu. Oricât voi suferi, vreau lângă Dumnezeu. Îl reprezintă oarecum și pe fratele nostru Camil. Și la sfârșit, replica aceasta teribilă. Domnilor, o fac o cinste să cântăm împreună astăzi. Nu am așteptat ca această replică să o mai aud. Și am auzit-o într-un teatru teribil. Ne amintim de ei după luni, săptămâni, fii bătrân ce suntem, cu părinții bătrâni. Nu l-am mai căutat pe Camil în ultimele vreo 6 luni. Rătăcind pe cărările, nu știu, a slujirii sau a vieții, Dumnezeu știe. Am auzit că este bolnav. Și eram informat că e o boală care are un traseu destul de clar. Și zic, mă duc, îl sun civilizat, mi-a răspuns cu vocea stinsă, te aștept. Știu că nu-ți place să ai vizite, să-ți umple tot spatul de borcane cu zacuscă și tot felul, că tu nu ești mâncăcios. Nu-ți aduc nimic, dar vin. A fost un moment euharistic. Nu i-am dus euharistie. Euharistic în sensul că el a zis, Tudore, îți mulțumesc. Pentru ce mi-o fi mulțumit, numai el știe. Zic, eu îți mulțumesc că te-am cunoscut. Era secătuit, dar acolo am găsit, nu am închipuit că în salonul nouă, din complexul clinic numărul 3, pot găsi o scenă teribilă de teatru. Se juca Golgota acolo, oameni buni. Cu toate detaliile biblice. Erau oameni răstigniți. Clinos, pe clinos, pe pat. De acolo vine clinică, de la pat, de la clinos. Erau răstigniți, unii cu piroane în ei. Unul avea în abdomen un piron din care l-a drenat ceva. El nu mai avea piroane, dar avea urmele piroanelor. Era tumefiate mâinile lui. Apostolii erau cam duși, ca și în Evanghelie. Erau acolo femeile, asistentele, și Maria Magdalena era acolo, lângă el, amestecându-și speranțele cu lacrimi. Crezând, cu toate că Maria Magdalena, medic fiind, dar totuși avea speranță. Acolo apare ceea ce n-a apărut în Evanghelie. Apare un domn care își făcea patul, transfigurat, luminos, figură de intelectual simpatic, revitalizat, dar și spiritualizat. S-a dus la Camil, i-a strâns mâna și a zis, ce? A fost o mare cinste, domnule doctor, să stau în acest salon cu dumneata. Mă duc cu sufletul liniștit acasă, nu doar sănătos. Camil, și pe patul acela crucificat, precum cel pe care l-a iubit Hristos, dădea semne de mântuire celorlalți. Vorbea de Iisus Hristos cu o bucurie desăvârșită. Ce a urmat? Am venit și eu cu replicile mele idiote. El mi-a spus așa, Tudore, dau colțul. Cu Vasile am fost, să-și amintește. Și zic, ferească Dumnezeu să dai colțul acum. Și mă așteptam să dea replica lui Iisus. Înapoi am luat satanul. Cum adică? Nu, a deschis ochii mari și n-a mai întrebat nimic. Zic, nu, colțul au dat în istorie existențialiștii, filozofii, Feuerbach, Nietzsche, Voltaire, mare idiot cu diplomă, și alții. Tu nu poți să dai colțul, ține-o drept. Cum să dai colțul acum, la sfârșit?
Zic, eu am o discuție cu un filozof din acești, sunt și filozof cristici. Am o discuție și tot îi spun de Iisus. Din Biblie, din icoană, din Euharistie, din El, din ceilalți și El nimic. De trei luni îmi tot bate capul că nu. N-are nevoie. Și am spus, până la urmă, pentru dumneata Hristos este ascuns. Văd. Unde, zice El? Zic, eu după colț. Și cum îl văd? Când vei da colțul? Dar s-ar putea să fie târziu. Și am mai spus atât. N-avea energie. Mai vreau, zice, trag de biologia mea, mai vreau în 29 decembrie, când e ziua ta de naștere și a mea de pirotonire, când fac 40 de ani să celebrez o liturghie și pe urmă era prea galben ca să mai reușească. Am zis, vei celebra 100% și eu. Poate eu dincolo, tu aici, poate tu dincolo, împreună, nu știu, zic. Așadar, Camil, în 29, tu, din altarul cel mai presus de cerul și rațional, cum îți plăcea să spui, nesmintit îți vei face liturghia, și eu pe altarul inimii mele. Multe nepădiri mă amintesc, e frig, nu e cazul să abuzăm de timp și răbdare și de sensibilitatea la frig. A fost un om sensibil. Un om de o sensibilitate aparte. A mai trecut tot așa cu întârzieri, acum câțiva ani, știind că este rănit în sufletul lui, pe la el și l-am găsit plângând. Plângând de-a dreptul. Și mă tot întreba, de ce mă, Tudor, de ce am ajuns eu în periferie? De ce, de ce, de ce? Eu eram neputincios, nu știam ce să-i spun. Și mi-a dat, nu știu ce, prin cap, o replică foarte ciudată, știind că este iubitor de Scriptură. Și l-am întrebat așa, am zis, bă, de ce Ion Botezătorul a mâncat gândat și miere sălbatică? Și s-a înveselit. Ce vrei să spui? Și zice, el n-a mâncat gândat. Bine, mă, e o glumă. Zic, de ce? Dar zice, tu ce zici? Bă, eu după Evanghelia pe care am citit-o zic așa, că am mâncat miere sălbatică, că era miros la predici. Avea niște predici foarte miroase. Începea cu iubiți credincioși, dragi tovarăși, domnule președinte, și așa mai departe. Dragă Irod, vai ce amantă frumoasă ai, puțină cerulită, dar e drăguță. Zic, așa vorbea și tu, cam așa, miros vorbești. Zic, aia e problema. Zice, tu citești ceva apocrife, mă. Zic, da, apocrife care se scriu astăzi. Așa se scrie apocrifa de astăzi. Zic, știu că e altfel, dar zic, nu te mai întreba, că nu poți să ai carisma pe care ți-ai asumat-o lui Ioan Botezătorul și soarta lui Richelieu, că nu se poate, nu se îmbucă. Așa că liniștește-te cu Dumnezeu înainte, nu mai plânge. Nu mai plânge. Nu mai plânge. Și ne-am despărțit și atunci, râzând copios, zice, bă, eu din beție mă trezesc, dar proștii din prostie se vor trezi odată. Era o replică a lui, veți primi o poză cu ceva replici, am înțeles. Și asta a fost. Eu am spus-o cu mai mult curaj. Nu vă supărați. Și-a asumat chestiunea asta. Cum trebuie să te raportezi la un om, oricare ar fi el, pe un mare duhovnic din mănăstirile ortodoxe, nu știu dacă nu Teofil Părăian, s-ar putea să mă înșel, l-a întrebat un reporter, sunteți un mare duhovnic? Și el a spus, i-a provocat, întrebările provocatoare, i-a provocat până la urmă modestia. Zice, da, sunt un mare duhovnic pentru cei care mă ascultă. Sunt un duhovnic mic pentru cei care nu mă ascultă. Sunt un duhovnic de nimic pentru ăia care mă disprețuiesc. La un om, oricare ar fi el, te poți raporta în acest fel. Cu dezinteres, cu dragoste creștină sau altfel. Însă, e riscant acum să supralicităm imaginea lui Camil, mai ales cei care l-ați prețuit din grupul lui. E un risc. E un risc. Și nu voi merge pe direcția asta. Un mare risc este și să reduci un om la suma defectelor sale. Și acela este un risc. Riscul e întâlnirii cu el. Orice întâlnire e prețioasă, fraților. Orice om are ceva de spus. Nici una, nici alta până la urmă. Camil a purtat și numele de călugăr Pavel. Și a urmat oarecum, i-a plăcut teologia paulină biblică, teribil, a făcut exegeză. Rămâne o lucrare de căpătâi munca lui exegetică, zi de zi, pentru fiecare zi liturgică.
În ce fel l-a urmat pe Pavel? S-a făcut tuturor toate. Avea nevoie de un psihiatru? Bun. Bun. Avea nevoie de un medic? Avea nevoie de un duhovnic? Avea nevoie de un prieten? Cine era mai bun ca el? Eu l-am întâlnit ca ortoped. Un din cei mai buni ortopezi. Aveam mari probleme. Eram hilotonit proaspăt și adunat de spate. Cocoșat. Aveam probleme cu coloana. Nu cu șirea spinării. E o diferență. Priveam la bocanci. Ai mei, ai celuilalt, nu știam cine celălalt. Și mi-a spus, bă, chiar dacă porți lemne de păcatelor, ești chipul slavei lui Dumnezeu. Cum se cântă la mormântare? Nu ești antropoid mergător. Mare lucru să ai un om, un ortoped, nu? Sau a fost psihiatru. Psihiatru a fost pentru oi adus cu sorcova, dar foarte bun psihiatru altfel. Iată, multe s-ar putea spune, însă revin să învățăm din întâlnirea cu oamenii să nu reducem oamenii la suma defectelor lor. Că ratăm întâlniri până la urmă. Cred că cel mai frumos lucru despre el s-au spus în dosarul lui de urmărit de securitate. Avea un dosar gros. Știa că îl putem procura, m-a rugat pe mine și pe Vasile să mergem să-i-l aducem. Ne-am dus, ăia, un prieten de la Cinesas, ne-a umplut o ladă. Ce vă dau mai multe. Noi pe tren, hai să vedem, să nu le dăm încrucișat de la unii la alții. Că nu era numele pus, era Reveș, numele de urmărit. Adică Sever, cum îl chema, întors. Vă zic, hai să verificăm, să nu fie altcuiva. Din filă în filă, niște delatori spuneau despre el, doctorul Peteu, când s-a luat lumina în spital, l-a înjurat pe Ceaușescu, partidul și toți fiii partidului. Și în gară făcea asta, și la coadă la unt, și dă-i, și dă-i. Da, astea erau. Nu găseai. Și n-am găsit, dar s-a găsit la alții. Din păcate, niciun angajament. Nimic scris de el. Și asta totuși contează. Asta este linia, acesta este el. Acesta este, într-un fel, pe de altă parte. Un om copleșitor în felul lui, simpatic și un bun părinte. Ce i-am putea spune mai mult de atât? Nu vă mai ținem în fric. Camile, liturghia aceea se va celebra. Ne-ai smintit. Și tu și noi ceilalți. Ni s-a spus, ni s-a sugerat să facem o rânduială a sărutării de pe urmă. Fiind preot, să-i sărutăm mâna. Mă uit că am complicat, care e un sicriu ciudat. Așa l-a vrut el. Să fie configurat ca sicriu binecuvântatului de Dumnezeu Papa Ioan Paul al II-lea. Și seamănă. Eu, sicriu e din alt film, de fapt, și din alt film, Ostrogu, un film care îi plăcea. Este sicriul lui Anatolie. De fapt, o ladă în care erau ținute plasele de pescuit. Și în lada asta au fost multe plase de pescuit cu care el a pescuit. A pescuit pești rari. Filozofi, oameni cu gândire răsucită, cu... Dar a pescuit. E greu să pescuiești la pește de acesta. I-a spus să-i sărutăm mâna. Nu cred că e cazul. Nu accepta acest gest. Nu l-aprecia deloc. Am văzut, am surprins asta. Venesc un ortodox, la el au venit de toți. Reformați, tot ce era pe fața pământului confesional. Să-i sărute mâna și a procedat cu bruschețe. A refuzat. Nu cred că-i place acest gest. De aceea v-aș propune altul. Suntem și mulți. Ne-ar lua o jumătate de oră să ne încolonăm. Trebuie să facem coadă la pupatul mâinii lui. Nu cred că e cazul. De ce? Pentru că el desprețuia cozile. Două cozi. Coada la moaște și cozile de topor. Așa că n-are, nu cred că e cazul. Nu cred că e cazul să facem gestul. Vă propun un alt gest. În special celor care l-ați prețuit, l-ați înconjurat și vă mulțumesc. Că eu n-am făcut-o. Atât cât ar fi trebuit sau aș fi fost dator. Și aici mă refer în primul rând Andreea, Radu, ceilalți, toți ceilalți, nu rostesc aici carte de telefon. Știți cât l-ați prețuit. Nu îi sărutăm mâna, că nu i-ar face plăcere și m-am explicat. Vă invit la un alt gest pe care el îl făcea cu prietenii săi și cu oricine ar fi făcut acest lucru. Lăsați lumânările jos.
Puneți mâna dreaptă pe umărul stâng fiecare. Din cei care l-ați presuit, și ați fost lângă el. Mâna stângă pe umărul... Nu, pe umerele voastre. Fiecare pe al său. În numele lui Iisus Hristos, Camil vă îmbrățișează cu dragoste. Amin. Amin.